Cel mai periculos lucru din lume este să trăiești, pentru că omul se află mereu în pericolul de a-și pierde viața, spunea Chesterton. Dacă omul nu se întâlnește cu Isus, își va pierde viața. Întâlnirea lui Isus mai poate avea loc și azi, chiar dacă nu într-un mod fizic, palpabil, ca și acum câteva milenii, când Isus umbla în carne și oase. Chiar și azi putem avea parte de o întâlnire spirituală, prin Duhul, mijlocită poate de cineva, dar la fel de reală și autentică. Întâlnirea de astăzi, de fapt, a fost profețită cu sute de ani înainte. În Psalmul 68, versetul 11, ni se spune: cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Profeția ia chip în această relatare a întâlnirii dintre famenul etiopian și Isus, prin intermediul lui Filip. Întâlnirea o găsim relatată în Fapte, capitolul 8, de la versetul 26 la versetul 40. Această întâlnire se poate împărți în 5 faze, fiecare cu învățămintele aferente. Haideți să le luăm pe rând. Evanghelistul Filip, prima fază, este direcționat înspre un alt punct de misiune, versetul 26. Ni se spune acolo: un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Îngerii nu pot predica Evanghelia, doar ființe ca și Filip, și ca și mine, și ca și tine o pot face. Iată un prim adevăr găsit în prima afirmație. Îngerii nu au rolul de a predica Evanghelia, ei sunt niște ființe slujitoare care participă la planul lui Dumnezeu în felul lor. Poartă mesajele lui Dumnezeu către lucrătorii lui Dumnezeu. Singurul folos pe care îl are Dumnezeu de la copiii lui este predicarea Evangheliei cu cuvântul și cu fapta. O veche parabolă creștină spune următoarele lucruri. Se spune că Iisus, după ce s-a înălțat la cer, au venit îngerii la el și l-au întrebat: Doamne, Tu le-ai poruncit acestor oameni să meargă din Ierusalim în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Acum între noi fie vorba, spun îngerii. Știm foarte bine cum sunt ființele umane, nu te poți baza prea mult pe ele. După puțină vreme se vor obosi și vor înceta să mai lucreze. Spune-ne, nu-i așa că te-ai gândit și la alte soluții? Care este planul de rezervă? La care Iisus le răspunde: nu am niciun plan de rezervă, mă bazez pe ei. Creștinismul s-a răspândit rapid în primul secol, pentru că toți creștinii se vedeau responsabili să disemineze Evanghelia, vestea bună a mântuirii. Dumnezeu nu mântuiește lumea, El a făcut-o deja. Responsabilitatea noastră este să îi ajutăm pe oameni să creadă aceasta, spune Oswald Chambers, să intre în mântuirea oferită de El. Rugăciunile noastre pentru evangelizarea lumii sunt o simplă ironie amară, atâta vreme cât ele sunt doar o pură mișcare de buze, lipsită de orice sacrificiu personal. Iată deja o primă aplicație. Haideți să ne mai uităm la una. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip. Cum i-o fi vorbit? Cum o fi înțeles Filip că este vorba de îngerul Domnului? Cum ne călăuzește Dumnezeu astăzi? Nu avem spațiu suficient să dezvoltăm subiectul acesta al călăuzirii. Dar putem observa imediat un lucru, un adevăr, o învățătură pentru noi. Călăuzirea lui Dumnezeu a rareori este una exhaustivă, una completă. De cele mai multe ori, călăuzirea divină ne luminează doar un pas înainte, nu tot drumul. Du-te pe drumul dinspre Ierusalim și Gaza. Atât, îi spune îngerul Domnului. Apoi, când ajunge acolo, urmează următorul pas al călăuzirii și spune: ajunge carul acesta din urmă. Atât. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea, nu un far,
Întotdeauna Dumnezeu lasă loc pentru inițiativa personală. Să fim foarte conștienți de lucrul acesta. Dumnezeu chiar așteaptă inițiativa personală, astfel că Filip pricepe că are de făcut ceva în continuare și intră în vorbă cu famenul. El a fost trimis doar în cadrul în care Filip trebuie să ia inițiativa. Filip își cunoștea responsabilitățile, pricepe că Dumnezeu a scos în cale această oportunitate și nu refuză provocarea. Oare să fi pus Filip cap la cap cuvintele Domnului Iisus din parabola nunții fiului de împărat și asta să-l fi ajutat să asculte îndemnul lăuntric? Când Iisus spunea, duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care veți găsi. Oare să-i fi sunat ca și un ecou în minte cuvintele acestea ale Domnului Iisus? Robii au ieșit la răspântii, continuă Iisus, au strâns pe toți care i-au găsit și bun și rău și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Observați, cunoașterea cuvântului poate conduce la ascultarea cuvântului. Cunoașterea cuvântului este o resursă pe care Duhul Sfânt o poate folosi ca să te împingă la acțiune. Astfel că Filip ajunge în cadrul potrivit și știe ce are de făcut. Apoi să ne mai gândim la încă un aspect. Filip misiona în Samaria, iar misiunea lui era plină de rezultate acolo. După ce apostolii au venit în Samaria pentru a confirma lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul lor, după ce își pun mâinile peste noi convertiți pentru căpătarea Duhului Sfânt, se întorc la Ierusalim, dar Filip rămâne să-și continue lucrarea. Citim aceasta în Fapte. Până când Îngerul Domnului îi taie calea și îl îndrumă spre pustie. Și acum să ne gândim, să ne punem în situația aceea. A lăsa o localitate în care Duhul Sfânt lucrează cu putere, în care succesul misionar este la culme, pentru un drum în deșert, pare să fie o greșeală strategică imensă. Trebuie să-i fi ridicat semne de întrebare lui Filip, cum ne-a ridicat și nouă astăzi, mai ales că călăuzirea aceasta era relativ sumară. Să lași adunarea entuziastă și în creștere din Samaria pentru ceva necunoscut, ce se va dovedi a fi o adunare alcătuită dintr-o singură persoană, din pustia Gazei, nu era ceva simplu de primit, ușor de primit. Ce învățăm de aici? Mai învățăm ceva. Și anume, uneori, Duhul Sfânt ne cheamă în locuri și la mulțimi pe care noi nu le-am alege prin rațiunea noastră. Fii deschis la călăuzirea divină. S-ar putea să te cheme să lași lucruri mari pentru niște lucruri mici. Este vitală înțelegerea faptului că oricare dintre noi trebuie să ne facem timp atât pentru un om, cât și pentru o mulțime. Nu mărimea adunării trebuie să primeze în alegerea slujirii noastre, ci strigarea făcută de Duhul Sfânt. Te cheamă cumva Duhul Sfânt zilele acestea spre ceva ce nu prea face sens în mintea ta? Spre ceva ce merge împotriva înțelegerii tale cu privire la eficiența folosirii timpului și a resurselor? Ei bine, ai grijă să nu te pomenești că refuzi să asculți de Îngerul Domnului. Prea mulți dintre noi ne găsim într-o astfel de situație. Teologul Henri Nouwen povestește despre o întâlnire ce a avut-o cu un călugăr budist, care, cu o strălucire în ochi, i-a spus o pildă. Și anume, era odată un om care galopa pe calul său pe un drum de țară. Un fermier bătrân care lucra pământul îl vede și îi strigă: „Hei, călărețule, încotro te îndrepți?” Călărețul își întoarce capul și răspunde: „Nu mă întreba pe mine, întreabă-mi calul.” Apoi călugărul acesta budist l-a șocat pe Nouwen când i-a spus: „Aceasta este starea ta. Ai devenit o victimă pasivă a unei mișcări pe care nu o înțelegi.” Interpretarea călugărului ar merita cântărită de oricare dintre noi. Știm cu adevărat încotro se îndreaptă caii noștri? Suntem noi ca și adunare, ca și comunitate, conștienți și informați cu privire la călătoria ce avem de făcut? Sau suntem doar niște victime pasive ale unei mișcări pe care nu o înțelegem? Facem și noi
ce face toată lumea. Și astfel, Filip a fost îndemnat să lase valea fertilă și prospera Samariei și o mulțime însetată după cuvântul vieții și să meargă în pustia Gazei, să se întâlnească cu un om, dar nu orice om. Astfel intrăm în a doua fază a povestirii, prezentarea famenului etiopian, versetul 27. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistierilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine. Famenul etiopian era un om cu o funcție înaltă și distinsă la curtea reginei Etiopiei. Candace nu era numele reginei, ci titlul. Candace înseamnă regină. Autoritatea famenului la curtea imperială era maximă. Un om bine înfipt în sistem. Și totuși, etiopianul, în lumea iudaică, din punct de vedere al legii mozaice, era de două ori descalificat. În ce fel? Unu, fiind etiopian, nu avea voie să intre în curtea evreilor, ci doar în curtea neamurilor, unde ar fi putut să se roage Dumnezeului evreilor. Dar în al doilea rând, fiind eunuc, indiferent de circumstanțele prin care a ajuns să fie emasculat, legea mozaică îi interzicea să intre chiar și în curtea neamurilor. Deci, trebuia să stea afară să se roage. Și acum, știind toate acestea, putem deduce că famenul trebuia să fi fost foarte dedicat Domnului, astfel încât să facă o călătorie atât de lungă pentru a se închina la poarta templului. Foarte probabil că famenul era circumcis. Trebuie să fi fost dintre cei care veniseră la sărbătoarea cinzecimii, dintre prozeliți. Famenul vroia să fie cumva cât mai aproape de Dumnezeul în care credea și pe care îl urma de la distanță. Compatrioții săi, a etiopianului, se proșteneau înaintea soarelui în acele timpuri. Nu i-ar fi fost mult mai comod și avantajos, atât din punct de vedere fizic, cât și social, să se conformeze mediului în care se integrase? Din punct de vedere fizic, ar fi risipit mai puțin timp și energie, disconfort și bani. Din punct de vedere social, ar fi fost mai patriot, mai de-al casei, mai popular, mai bine văzut datorită unității de credință cu cei din jurul lui. Numai că famenul etiopian avea credința lui. Gestul famenului este unul exemplar. Vreau să stau de partea adevărului, a convingerilor mele, chiar dacă sunt ținut la poartă, afară. Vreau să mă supun regulilor celui în care mi-am pus nădejdea. Lecția de viață pentru noi? Dedicarea ta înaintea lui Dumnezeu se vede din faptele tale, nu din cuvintele tale. Cu cât disconfort ești gata să plătești pentru a te închina Domnului? La ce renunțări ești gata doar ca să fii plăcut lui Dumnezeu? Cât cauți să fii în cadrul acela unde se adună copiii lui Dumnezeu? Mai mult decât să stai acasă sau într-un grup restrâns. Nu că acasă sau într-un grup nu te-ai putea închina, dar nu este chiar același lucru. Apoi, haideți să ne uităm la faza a treia a întâlnirii. Filip și famenul intră în dialog, versetele 30 la 37. Famenul citea dintr-un sul pe care fie îl cumpărase, fie îl primise la Ierusalim. Ajunsese la Isaia 53. Deci, citise cu perseverență, foarte probabil 52 de capitole deja. Învățătura pentru noi? Dumnezeu pregătește circumstanțele ca să ne ușureze conversația și să ne dea cuvintele potrivite. Nu trebuie să ne fie teamă să-L mărturisim pe Iisus înaintea oamenilor pe care Dumnezeu ne scoate în cale. Câteva învățăminte practice din relatarea lui Luca. 1. Răscumpără timpul folosindu-l pentru activități cu valoare spirituală. Famenul nu pălăvrăgea cu cei din alaiul său, ci citea cu voce tare scriptura, căutând să o înțeleagă. Răscumpără timpul. 2.
Continuă șirul învățăturii primite la serviciul de închinare. Aprofundează ceea ce ai auzit. Verifică ceea ce ți s-a spus. Dumnezeu va onora căutările tale. 3. Interesul pentru adevărul Scripturii conduce la mai multă descoperire. Uitați-vă efectiv ce se întâmplă. Dumnezeu îi vede căutarea, îi vede modul în care își petrece timpul, îi vede interesul de a cunoaște mai mult și Dumnezeu trimite resursa, îl trimite pe Filip în preajma lui. Și Filip ajunge acolo și pune o întrebare de bun simț. Înțelegi tu ce citești? Întrebarea nu sună reproș, ci ca ofertă de a explica adevărul. Întrebarea este oferta lui Filip. Citirea sau auzirea cuvântului necesită și înțelegerea lui. Iată o învățătură foarte clară din cuvintele lui Filip. Citirea sau auzirea cuvântului necesită și înțelegerea lui. Simpla citire sau auzire este sterilă, nu produce nimic. Înțelegerea cuvântului face transformările necesare în noi. Nu putem profita de pe urma informației Scripturii dacă nu înțelegem ceea ce citim. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? Întreba Iisus pe ucenici mereu. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? De ce? Pentru că înțelegerea Scripturii produce transformarea în noi. Apoi, famenul, plin de modestie, acceptă ajutorul în înțelegerea Scripturilor. Cum aș putea să înțeleg, spune el, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să-și șadă împreună cu el. Scripturile conțin și lucruri greu de înțeles. Nimeni nu poate pretinde că înțelege totul. Fiecare om al lui Dumnezeu are un nivel de cunoaștere diferit. Cunoașterea și harul cresc gradat în viața unui om. Uneori e nevoie de ajutor în înțelegerea cuvântului. Învățătura pentru noi? Să nu ne fie rușine să recunoaștem nevoia de ajutor în înțelegerea Scripturii, ci să rugăm pe alții să se suie în car cu noi și să ne explice. Întâmplarea se desfășoară mai departe și vedem cea de-a patra fază, botezul famenului, versetele 36 la 38. Cu siguranță Filip, propovăduindu-l pe Iisus, a atins și problema botezului. Famenul, credincios, vede o apă și pune întrebarea: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce învățături găsim aici? Haideți să ne uităm la text. Chiar și circumstanțele călătoriei erau sub călăuzirea, controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu pregătește tot ceea ce este nevoie pentru împărtășirea și primirea adevărului său. Apa era acolo, apa le taie calea, ca să-i ofere famenului o resursă, un ajutor, să-l ajute în decizia ce o va avea de luat. În pustie, Dumnezeu lasă niște apă. Apoi, formularea întrebării este intrigantă. Câteva traduceri internaționale surprind un ton de îngrijorare. Oare este ceva ce mă poate exclude de la primirea botezului și de data aceasta? Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Oare este ceva ce mă poate exclude de la primirea botezului și de data aceasta? Este vreo condiție atașată primirii botezului? Mă calific eu din pricina handicapului meu fizic? Observați, famenul nu pretinde să fie botezat. Nu zice, uite apa, vreau să mă botez. Formularea lui spune altceva, și anume, chiar și cel mai fervent zel trebuie să se supună ordinii și termenilor lui Dumnezeu. Famenul știa că este exclus de la intrarea în templu datorită problemei lui fizice. Oare este exclus, se întreabă el, și de la intrarea în prezența Fiului lui Dumnezeu? Nu. Noua paradigmă nu impune opreliști de rasă, de gen, de integritate corporală, de clasă socială și așa mai departe. Singura opreliște este necredința, respingerea lui Hristos, atât. Oricine care îl primește pe Hristos este primit în preajma lui.
Nimic nu-ți interzice să devii creștin, cu excepția lipsei de credință. Etiopianul emasculat, respins de regulamentul templului, este primit de regulamentul fiului. Famenul nu pretinde botezul, dar și-l dorește, imediat, dacă se poate. Totuși, vedem că așteaptă să vadă dacă corespunde termenilor lui Dumnezeu. Învățătura pentru noi? Cel mai bun moment pentru dedicarea noastră lui Dumnezeu este astăzi. Amânarea nu face decât rău. Mă grăbesc, spune psalmistul, și nu preget să păzesc poruncile tale. Amânarea, delăsarea, de cele mai multe ori șterge entuziasmul momentului și motivația interioară. Ce te împiedică să te botezi? Poate întrebarea famenului ar trebui să fie și întrebarea ta. Poate că Duhul lui Dumnezeu asta încearcă să-ți vorbească astăzi. Dar să ne uităm mai atent în text. Declarația de credință îl califică pentru botez pe famen. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, spune el. Ce se întâmplă? Cei doi coboară în apă și în fața servitorilor lui. Famenul este umilit, este cufundat în apă. Cel care stătea în prezența reginei este adus la nivelul oricărui păcătos. Dar relatarea întâlnirii dintre Iisus și famen prin intermediul lui Filip nu se încheie aici. În a cincea fază a întâlnirii vedem separarea famenului de Filip, versetele 39 la 40. Scriptura spune următoarele lucruri. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. De ce? Ne-am putea întreba. Oare ca să fie o confirmare pentru famen cum că ceea ce auzise și experimentase venea tocmai de la Dumnezeu? Mai ales că urma să se întoarcă acasă unde trebuia să fie de unul singur, cel puțin pentru începutul carierei sale de creștin. Etiopianul nu l-a mai văzut pe Filip și ne-am gândit că o umbră de supărare ar fi trebuit să-i se strecoare în inimă, nu-i așa? Mai avea atâtea întrebări de pus. Dar etiopianul, spune textul Scripturii, a plecat plin de bucurie în țara lui cu credința lui. Bucuria mântuirii nu este umbrită de circumstanțe. Famenul continua să rămână emasculat, neîntreg. Singurătatea lui socială nu se schimba cu nimic. Greutățile slujbei nu i s-au schimbat, dar a plecat plin de bucurie că viața superioară îi era asigurată. Era primit împăcat cu Iisus Hristos și nimic nu bate asta. Cât de plin de bucurie ești pentru mântuirea ce ai primit-o? Sau necazurile, bolile, neîmplinirile lumești, spinii vieții, ți-au înăbușit-o? Concluzia acestei întâlniri? Eu cred că această întâmplare, această întâlnire dintre Iisus și famenul etiopian a avut niște consecințe majore. Rădăcinile influenței evreiești în Etiopia se pot găsi de pe vremea lui Solomon, când acesta a fost vizitat de regina din Sheba, Yemenul de astăzi. Sheba avea relații foarte strânse cu Etiopia în acele timpuri. Erau despărțite doar de o porțiune de mare. Ultimul împărat al Etiopiei, Haile Selassie, pretindea că este un descendent al unui fiul nelegitim al lui Solomon cu regina din Sheba. Poate datorită acestei influențe străvechi, famenul avea informațiile și credința în Dumnezeul evreilor, cine știe. În tot continentul african există o singură țară care până astăzi și-a păstrat creștinismul din vremurile străvechi și această țară este Etiopia. Să se datoreze oare acestui om, famen credincios, care a fost întâlnit de Iisus prin intermediul lui Filip? Tradiția spune că da.
Cert este faptul că o conversație semnificativă despre Isus, pe fundalul căutărilor omului, poate conduce la transformări uluitoare și consecințe durabile. Domnul Isus se descoperă tuturor celor care îl caută, celor care plătesc prețul cunoașterii lui. Ai venit de la mare distanță ca să te închini lui Dumnezeu? Te afli în pustiu, în drumul spre casă, puțin confuz? Citești scripturile și nu prea înțelegi despre ce vorbesc ele? Poate ai nevoie să te lași îndrumat de Dumnezeu, îndrumat de cineva. Cere ajutorul. Domnul Iisus dorește să se întâlnească cu tine. Relatarea întâlnirii dintre Iisus și oficialul etiopian se încheie însă cu încă un mesaj pentru noi, cei credincioși. Misiunea noastră nu se încheie odată cu repurtarea unui succes evanghelistic. Filip, după succesul repurtat acolo, a fost transportat miraculos la Ashdod, unde și-a continuat misiunea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea, spune cuvântul. Misiunea noastră nu se încheie odată cu repurtarea unui succes evanghelistic. O veche legendă povestește că biserica, la începuturile ei, a avut parte de o relație capricioasă cu autoritățile romane. Vremurile de persecuție severă erau întrerupte de vremuri de pace. Curtea cezarului presupunea că numeric crescânda biserică creștină opera după aceleași principii ca și lacomele lor religii. Așa că cezarul, poftind foarte mult la bogăția acestor creștini, la posesiunile lor, l-a adus pe episcop la curte, poruncindu-i să-i declare toate comorile bisericii. Episcopul, spune legenda, a protestat, explicând că biserica nu deține nici aur, nici alte proprietăți valoroase. Neîncrezător, cezarul a poruncit ca a doua zi de dimineață toate comorile bisericii să-i fie predate. Episcopul a părăsit curtea în tăcere cu capul plecat. A doua zi dimineață, capul bisericii locale s-a prezentat în fața împăratului cu mâinile goale. Ți-am spus să-mi aduci toate comorile bisericii, a strigat împăratul. Le-am adus, împărate, a spus episcopul. Și l-a invitat pe împărat să iasă la poarta palatului, unde erau adunate toate comorile bisericii. Când cezarul a pășit afară, pe scările palatului, se afla o mulțime de oameni de rând, săraci, șchiopi, sclavi. Aceștia sunt comorile bisericii, i-a spus episcopul. Pentru această lecție neapreciată, deși adevărată, episcopul a fost martirizat. Biserica nu este o clădire, nici o doctrină, nici un program, nici un buget. Biserica sunt oamenii. Oamenii sunt comorile bisericii. Domnul Iisus nu are un plan de rezervă. El se bazează pe noi să mergem și să spunem adevărul mântuirii.